Din 1863, din momentul în care Ellen White primește prima viziune cu privire la reforma sănătății, până în zilele noastre, mesajul adventist pentru sănătate a evoluat, s-a metamorfozat. Și membrii reacționează astăzi diferit la acest mesaj în comparație cu bunicii noștri adventiști sau cu... Srămoșii noștri de la 1863. Lucrurile s-au schimbat și nu neapărat într-un sens pozitiv. Și astăzi vom vorbi de ce s-a întâmplat acest lucru, vom încerca să readucem în atenția dumneavoastră ce înseamnă acest mesaj adventist pentru sănătate și de ce este important ca noi să-l înțelegem și mai mult decât atât să-l punem în practică. Dumnezeu dorește. Să ne dea vindecare. Dumnezeu dorește să ne dea sănătate. Odată cu păcatul, boala și moartea și-au făcut rapid loc în lumea noastră. Și împreună cu noi suferă și Dumnezeu. Cea mai mare dorință a lui este să ne vadă sănătoși, să ne vadă fericiți. Și dorește să ne dea vindecare. Iată, îi voi da vindecare și sănătate îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Dumnezeu ne cunoaște îndeaproape problemele. Știe ce tensiune arterială avem fiecare dintre noi, câte respirații pe minut. Ne cunoaște până și perii din cap. Din cap. Pentru a înțelege mesajul adventist de sănătate, trebuie să ne întoarcem la Biblie. Nu este descoperit doar sora Elenei White, ci își are originea în Biblie. Încă de la crearea omului, Dumnezeu stabilește și implementează legile fundamentale după care omul funcționează. Acolo învățăm cum am fost creați, unde trebuie să trăim, ce trebuie să mâncăm, cum trebuie, ce relații uh, trebuie să existe între om și Dumnezeu, între om și om. Mai departe, odată cu formarea poporului Israel, Dumnezeu le creează o identitate sanogenă. În cărțile de început ale Bibliei găsim nenumărate legi ce țin direct de sănătatea omului. Foarte multe legi de igienă, de carantinare, legi ce țin de dietă, alimentație. Toate aceste lucruri creează identitatea poporului Dumnezeu și atunci când Balaam privește spre acest popor, vede un popor extrem de curat, organizat, sănătos, care nu avea niciunul din obiceiurile celor din jurul lor. Mai târziu, Isus Hristos este cel care ne învață cum să Trăim sănătos. Ne explică metodologia de promovare a mesajului pentru sănătate. Isus este marele evanghelist. El gândește întregul proiect misionar. Biblia ne spune că mergea din loc în loc, făcea bine și vindeca. Marele nostru exemplu de ceea ce înseamnă mesajul de sănătate este Domnul Is Isus Hristos. A ținut Domnul Isus cursuri de stil de viață? Ne-a învățat despre omega 3? Nu, dar ce a făcut? Prima dată a oferit vindecare și apoi a ținut cursul de stil de viață. Apoi ne-a învățat cum să trăim sănătos. Și aceasta este metoda pe care trebuie să o aplicăm și noi. Prima dată să oferim vindecare și apoi să învățăm pe oameni cum să își păstreze această sănătate. În 1863 se înființează biserica. 15 zile mai târziu, Ellen White primește mesajul cu privire la reforma sănătății. Doar două săptămâni de la înființarea oficială a bisericii trec până când Ellen White primește această învățătură, ceea ce înseamnă că mesajul pentru sănătate face parte din Inima Bisericii, din structura de forță a Bisericii și trebuie să ne-l însușim, trebuie să-l cunoaștem. Atunci când Biserica a fost concepută, a fost creată, Dumnezeu a clădit trei mari piloni. Între 1840-1850, Dumnezeu creează structura doctrinară. Descoperire cu privire la sanctuar, descoperiri cu privire la sabat, și multe altele. Între 1850-1860, Dumnezeu creează structura organizatorică. Se creează conferința generală și biserica este organizată. În 1863 și de atunci încolo, Dumnezeu creează structura aceasta de sănătate. Și pe acești trei mari piloni este zidită biserica. De aceea este foarte important să ne asumăm și această ramură, aceast, acest pilon, trebuie să-l înțelegem și să-l respectăm și să ne folosim de, de reforma sănătății și de mesajul pentru sănătate. Evanghelia și lucrarea misionară medicală trebuie să înainteze împreună. Evanghelia trebuie să fie legată de principiile reformei sănătății. Creștinismul trebuie să fie adus în viața practică. Și trebuie să se facă o lucrare de reformă de plină. Noi avem de prezentat oamenilor principiile reformei sănătății, făcând tot ce ne stă în putere pentru a-i conduce pe bărbați și pe femei să vadă necesitatea acestor principii și punerea lor în practică. Asta este unul dintre cele mai celebre texte scrise de uh, Ellen White și cel, uh, unul dintre textele care exprimă cel mai fidel lucrarea de braț drept al mesajului adventist de sănătate. Cum percep astăzi, după un secol și jumătate de promovare a mesajului adventist de sănătate, adventiștii acest mesaj. Pentru că așa cum v-am spus, atitudinea actuală este foarte diferită de modul cum au perceput cu ani în urmă adventiștii mesajul de sănătate mai ales în țările în curs de dezvoltare. S-a făcut un studiu în 2014, în Kenya. Acest studiu a urmărit să vadă modul în care adventiștii au înțeles ce înseamnă mesajul adventist de sănătate, au promovat mesajul adventist de sănătate, au trăit mesajul adventist de sănătate și s-a descoperit faptul că, într-adevăr, 94% din membrii au fost învățați despre sănătate în bisericile lor, 93% din membrii au raportat că au înțeles învățăturile adventiste despre sănătate, însă atunci când vine vorba de a aplica aceste măsuri de sănătate, procentul de uh, persoane vegetariene din biserică este de aproximativ 27%. Restul toți, de exemplu, consumă carne. 62% dintre pas, în ceea ce privește uh, legătura aceasta dintre. Uh, Evanghelie și lucrarea misionară medicală, 62% dintre pastori au raportat că nu au fost implicați în predarea mesajului de sănătate în biserici. Un lucru, iarăși, foarte important. În ceea ce privește membrii care, într-adevăr, aplicau anumite principii de sănătate, s-a observat faptul că interesul crescând al acestora pentru mesajul de sănătate a fost din cauza fricii de boală, nu. Pentru că au înțeles că este o responsabilitate sfântă înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, foarte mulți dintre membrii în cadrul acestui studiu au înțeles faptul că putem să ne alegem ce vrem din mesajul Adventist de sănătate. Dacă mie nu-mi place să fac mișcare, atunci eu aleg să fiu vegetarian și nu mai trebuie să fac mișcare. Respect una dintre principiile mesajului Adventist de sănătate. Lucru care nu este bun și nu așa trebuie gândit. Așa cum vă spuneam, trebuie să înțelegem faptul că mesajul adventist de sănătate face parte din identitatea noastră și trebuie acceptat și trăit în totalitate și nu numai pe jumătate. Niciodată n-a fost mai multă nevoie ca acum de o educație a membrilor, de educația educație a bisericii și de o educație a lumii în ceea ce privește principiile sănătății. În pofida progresului minunat realizat în atâtea domenii ale confortului și facilităților care îmbunătățesc traiul, chiar în privința celui medical și în tratarea bolilor, declinul vigorii fizice și al puterii de rezistență este alarmant. Acest lucru reclamă atenția tuturor celor care au pe inimă bunăstarea seminilor lor. Lucru observa și Organizația Mondială a Sănătății care spunea că îngrijirea pentru sănătate nu poate fi lăsată numai în mâna practicilor pentru medicină, ci este o responsabilitate individuală și comunitară. De noi depinde dacă suntem sau nu sănătoși. Vreau să revenim la această idee. Mesajul adventist de sănătate este de origine biblică. Dumnezeu este cel care ne-a învățat cum să trăim sănătos, în primul rând, în Biblie. Și în Biblie avem foarte multe uh, valori sanogene transmise. Mântuirea și vindecarea, cum să tratezi nou-născutul, ce alimentație să aibă gravida, uh, impactul alimentației vegetariene asupra intelectului, faptul că există o legătură între trup și uh, minte. Între minte și Dumnezeu, toate lucrurile acestea, norme de sănătate publică, de igienă, de carantinare, multe, multe învățături și tot ceea ce înseamnă reforma uh, sănătății, o găsim în Biblie. Că ce a avut atunci, care a fost scopul Elenei White? Ce a trebuit ea să facă? Rolul și meritul Elenei uh, White este că organizează mesajul biblic al sănătății. Îi dă o definiție, îi explică natura, îi ex explică scopul, conținutul, vorbește despre practici, aplicații la timpul contemporan. Lucru foarte important, pentru că dacă citiți în Biblie, nu se spune nimic despre fumat, de exemplu. Așa că fumătorii ar putea să fumeze. Dar Ellen vine și spune că fumatul este extrem de dăunător într-un timp în care medicina folosea fumatul pentru bolile pulmonare. La fel, aș vrea să primim un pic la regulile de igienă amintite anterior și de carantinare. Acestea sunt date lui Moise. Într-o vreme în care vârful medicinei se găsea în Egipt. Egiptul era cea mai dezvoltată civilizație la ora aceea. Și a fost descoperit un document medical foarte important de referință în Egipt, se numește Papirus Eber, în care erau foarte multe indicații și tratamente pentru egipteni. Dintre care, de exemplu pentru rănile deschise, se folosea baligă de asin, care era bogată în spor de tetanus și foarte multă lume făcea tetanie. Sau ușungeau părul cu uh, grăsimi și uh, uh, amestecate cu arsenic, cu o travă. Și mulți mureau otrăviți, pentru că se trage chiar dacă nu era ingerată. Acum știm că substanțele care sunt aplicate pe piele se transmit prin piele. De exemplu, când mâncăm usturoi, până și degetul de la picioare uh, nemiroase a usturoi, pentru că substanța este transmisă prin interiorul corpului nostru. Până uh, 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 și este eliminată prin uh, porii de la nivelul pielii. În momentul în care Dumnezeu ne dădea reguli care de-abia astăzi ne -a, uh, înțelegem că sunt importante, spălarea de mai multe ori a hainelor infectate, uscarea lor la soare, toate lucrurile acestea au fost descoperite de, de Dumnezeu, dieta vegetariană uh, și multe, multe altele. Acum revenim la uh, obiectivul uh, sau rolul Elenei White. În ceea ce privește mesajul Adventist de Sănătate, așa cum spuneam, a dat o definiție natură, a stabilit scopul aplicații la timpul contemporan, sedentarismul. Era nevoie în Biblie Dumnezeu să vorbească oamenilor despre uh, sedentarism? Nu, pentru că nu era o problemă la vremea aceea, nu existau uh, vehicule și oamenii se mișcau foarte mult. Însă Dumnezeu a trebuit să revină și prin spiritul profetic să ne transmită că dorește să ne mișcăm. Vremurile s-au schimbat și Dumnezeu dorește să, să ne mișcăm. Metodologia de aplicare a mesajului Adventist de Sănătate, cum să promovăm acest me mesaj, cum să-l contextualizăm, ce înseamnă contextualizarea mesajului Adventist de Sănătate, adică nu este același, Mesaj pentru toată lumea. Trebuie să avem grijă cărei societăți ne adresăm. Dacă este o societate foarte săracă, dacă vorbim oamenilor care trăiesc în Siberia sau care nu au posibilitatea să-și cultive atâtea legume, ne vom adapta mesajul de sănătate pentru lucrurile acelea. Dacă vorbim oamenilor care au gastrită, de exemplu, nu putem să le spunem, știți, mâncați de două ori pe zi. Pentru că vor face aciditate, se vor simți foarte rău și au venit la mine foarte mulți uh, uh, frași și surori și am zis, mi-au spus, uitați-vă, am problema aceasta de sănătate și am fost și mi-au zis să nu cumva să mănânci mai mult de trei ori pe zi, de două ori pe zi și mă simt atât de rău și am aciditate și am păcătuit și am mâncat un biscuite și m-am simțit mai bine. Zic, dar nu ați păcătuit, ați făcut ce trebuie. Sau poate aveți diabet. Vă scade glicemia, trebuie să mâncați ceva, că intrați în comă și muriți. Deci trebuie contextualizat mesajul de sănătate. Nu toți suntem la fel. Ellen White vorbește, de exemplu, despre consumul de ouă. Și în, există un pasaj în care interzice consumul de ouă și un pasaj când recomandă consumul de ouă. Când, Îmi pare rău că nu le-am notat aici. Când a avut dreptate Ellen White? Când a interzis sau când a recomandat consumul de ouă? și și pentru că se adresa unui public diferit. Dacă avem hipercolesterolemie, avem probleme în ceea ce uh, privește uh, toleranța uh, la uh, ou, avem alergii, nu îl consumăm. Dar dacă nu avem niciuna dintre aceste probleme, oul este un aliment complex care este bine a fi consumat. La fel, consumul amestecul fructelor cu legumelor. Iar este scos din context. Și trebuie să contextualizăm și să aplicăm conform societății și oamenilor care lor ne adresăm acest, acest mesaj. Și ele noi vorbește și despre excepții. Este foarte important atunci când transmitem mesajul Adventist de sănătate să nu generalizăm excepțiile. Aceasta este o foarte, foarte mare greșeală. Spunea sora White că putem să consumăm un pic de alcool pentru a ne trata de diverse afecțiuni. Înseamnă că adventistii trebuie să consume alcool? Nu. Era o excepție adresată unui caz particular, dar nu se adresa întregii. Și nu în aceasta constă mesajul adventist de, de sănătate. Așa cum am spus, Sora White dă definiția mesajului adventist de sănătate și o definește ca fiind brațul drept al îngerului al treilea, definind astfel dimensiunea misionară și forța pe care o poate aduce misiunea medicală exprimării bisericii atât în interior cât și în exteriorul acesteia. Condiția fizică, sănătatea și experiența spirituală sunt conectate într-o relație cauză-efect. Și este pentru prima dată când cineva statuează lucrul acesta și reușește să scoată din Biblie această învățătură. Ne este, astăzi ne este foarte ușor să înțelegem lucrul acesta, pentru că l-am auzit de atâtea ori. Dar atunci când el a fost spus, nu era înțeles. Și de curând, psihologii, neurologii, oamenii de știință. Medicii au înțeles că există o relație între modul în care omul gândește și sănătatea lui, o relație foarte puternică. Natura mesajului adventist de sănătate. Mesajul adventist de sănătate este de origine divină, dorit, dictat, impus, ca să spunem așa, de Dumnezeu, fie prin inspirație divină, fie prin revelație directă. Dumnezeu i s-a descoperit direct uh, Spiritului Profetic și a spus, uite, asta trebuie să se întâmple în ceea ce privește uh, sănătatea. Care este scopul mesajului adventist de sănătate? Dumnezeu, în primul rând, dorește să fim o alinare pentru cei din jurul nostru, să aducem vindecare unor oameni care îl resping. Această vindecare va conduce oamenii către Dumnezeu, îi voi, îi voi face disponibil, îi vor pregăti pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Deci primul scop al mesajului adventist de sănătate este a alina durerea celor din jurul nostru. Și al doilea scop, la fel de important, este curățarea și pregătirea poporului Dumnezeu pentru iminenta pregătire cu El. Cum gândim acum, vom gândi și când va veni Dumnezeu. Cum vorbim acum, vom vorbi și când ne vom întâlni față în față cu El. Când vom merge în ceruri, vom avea aproximativ aceleași gusturi. Și trebuie să învățăm să gândim, să mâncăm, să ne exprimăm așa cum ne-am exprimat dacă Dumnezeu ar veni mâine. Pregătirea, iminent, pregătirea pentru iminenta întâlnire cu poporul Dumnezeu. Așa cum am spus, Ellen White stabilește și conținutul mesajului Adventist de Sănătate și nu stabilește, îl structurează, structurează acest uh, uh, conținut. Așa cum spuneam, vorbește despre interrelaționarea corp sănătos-experiență spirituală. Una dintre cele mai importante mesaje ale uh, sănătății transmise de Spiritul Profetic este acesta. Corpul uman... Prin intermediul minții și al simțurilor, este singura modalitate de comunicare dintre Dumnezeu și om. Dacă noi stricăm această modalitate de comunicare dintre Dumnezeu și om, Dumnezeu nu poate să ne mai vorbească. Prin practicarea unui stil de viață sănătos, nu câștigăm cerul. Dar dacă nu, Practicăm un stil de viață sănătos, putem să pierdem conexiunea cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne mai poate vorbi. Creștinul indiferent de circumstanțele vieții are, menține, promovează un stil de viață sănătos. Nu există scuză, nu există circumstanță pentru a nu trăi sănătos. Și Dumnezeu nu le acceptă. Teoria aceea, conform căre, căreia de luni mă apuc să, nu este valabilă. Sau când o să fiu mai puțin obosit o să fac, nu este acceptată de Dumnezeu. Dumnezeu dorește să trăim sănătos indiferent de circumstanțele în care trăim pentru că la El este puterea, ne poate ajuta să facem schimbări în viețile noastre. Și fiecare știe că are ceva de schimbat. Fie în atitudine, fie în uh, uh, alimentație, fie în uh, modul în care se mișcă, fie modul în care uh, se tratează și are grijă de corpul sau fie modul în care gândește. Depresia, supărarea, anxietatea, toate lucrurile acestea sunt patologii, sunt inspirate de la Dumnezeu și ne fac rău. Uh. Corpul poate fi afectat, distrus prin obiceiuri nesănătoase. Dieta edenică și uh, uh, Spiritul Profetic ne vorbește despre modalități de prevenire, tratament și recuperare. Acestea sunt câteva din uh, uh, conținutul uh, mesajului adventist de sănătate. Sunt de câștigat valoroase binecuvântări și o experiență bogată dacă slujitorii Evangheliei vor combina problema, prezentarea problemei sănătății cu toate lucrările lor din comunități. Oamenii trebuie să aibă lumină cu privire la reforma sănătății. Lucrarea aceasta a fost neglijată și mulți sunt gata să moară deoarece au nevoie de lumina pe care ar fi trebuit să o aibă și pe care trebuie să o aibă înainte de a se lăsa de patimile lor egoiste. Ellen White parcă vedem în prezent și înțelege că foarte multă vreme în biserici tot ceea ce a însemnat sănătate a fost poate o pastilă de sănătate la școala de sabat, a fost poate un sabat al sănătății la trei luni, în care oamenii ascultau fără să, de exemplu, să li se spună dinainte vom prezenta tema cu tare, vă rog în toată întreaga biserică să se intereseze. Veniți pregătiți, vă vom pune întrebări, au fost foarte multe motive care au dus la înțelegerea greșită și apoi marginalizarea până aproape de scoaterea de tot din biserică a acestui mesaj adventist de sănătate. Și acum vom vorbi despre câteva din aceste, din aceste motive. Prima dată, aș vrea să amintim aceste obiective structurate de Spiritul profetic acoperă întreaga durată de viață, adică schimbarea nu, trebuie, nu este de o săptămână, de două săptămâni, trebuie să însemne un stil de viață sănătos. Noi așa înțelegem viața și nu putem să trăim astfel și implică întregul stil de viață. Nu înseamnă numai a fi vegetariani. Sunt foarte mulți vegetariani în lumea noastră, dar practică yoga au o viață destrăbălată. Sunt acești oameni sănătoși? Nu. Poți să fii sănătos în toate aspectele vieții, dar dacă îți lipsește Dumnezeu, nu ești sănătos în totalitate. Vei face depresie și undeva există boală înăuntru tău. Și um, aceasta ne face cu totul diferiți de tot ce are lumea jurul nostru. Noi avem ceva ce nu are nimeni. Și mesajul pe care noi îl transmitem, nimeni altcineva nu poate să-l transmită. Și nu știu dacă vi s-a spus, aveți ceva ce nu are nimeni. Sau aveți o experiență în care oamenii să vă spună, vreau și eu ce ai tu. Vreau să-mi spui și mie rugăciunile tale, să le practic și eu. Uh, eram la bacaloriat și uh, la examenul de bacaloreat uh, am avut uh, o experiență deosebită, era uh, la română oral și a trebuit să comentez textul Dragostea este singura vecie dată nouă. Mereu cerșim vieții, ani, mulți, așa, neștire, ne vestejim, ne plângem de... Piericiunea noastră și fără să înțelegem că fără de iubire se veștejește în timpul noi ca floarea gastră. Și acolo Dumnezeu m-a inspirat și am spus că Dumnezeu este singura sursă de dragoste și este singura sursă de sănătate, sursă vindecătoare. Era, întreaga, era prezent acolo o comisia de la română și întreaga comisie de bacalaureat și m-a rugat să le explic de ce cred lucrul acesta și cine m-a învățat lucrul acesta. Și eu am spus că am citit Biblia și directorul liceului era acolo și a spus, domnișoara a fost loc întâi la Olimpiada de Religie pe țară. Atunci, președinta um, Comitetului de Română mi-a zis, demonstrează-mi, te rog, din Biblie, că Dumnezeu este viață, sănătate și dragoste. Și țin minte că am luat-o de la Adam și Eva și am terminat cu Revenirea pe Nori, a Domnului Hristos. singura lucruri care țin minte din experiența, din, din uh, timpul de o oră în care am vorbit. Dar ceea ce, ce țin minte, că în timp ce vorbeam, mă rugam, Doamne, te rog, ajută-mă să fiu o mărturie pentru tine, te rog, ajută-mă să spun ce trebuie, dar aceasta în timp ce vorbeam. Și este singurul meu discurs care nu mi-l amintesc. Nu știu ce am putut să spun atunci. Mama era, mama, mama uh, sora este mama mea. Mama era cu mine acolo, a fost primul și singur examen la care mama a însoțit un copil la examen, pentru că m-a văzut când m-a așezat în fața comisiei și a văzut că a trecut o oră și fata ei nu ieșea. Și deja era înconjurată de celelalte mame, nu se simțea bine deloc când am ieșit eu afară. Este o pasăre înăuntru, este normal? Da, da, este binevenit. Am văzut da, că a intrat. Și cred că nu știe pe unde să ias. Bun. Și um, când a intrat, ceea ce m-a impresionat pe mine foarte, foarte tare, uh, când am ieșit de, de, de la bacaloreat, a fost faptul că președintele Comisiei de Bac a ieșit după mine și mi-a spus... Domnișoară, știți că aveți ceva ce nu are nimeni? Nu știu lucrul acesta. Aveți o... Aveți un mesaj care nu aveți o lumină, aveți o putere care nu are nimeni. Am o fată, arhitect în București, căsătorită, are copil, tot ce-i trebuie, nimic nu lipsește. Și de trei ori a vrut să se sinucidă. Vreau și eu ce aveți, dumneavoastră. Din această experiență aș vrea să vă spun că noi avem ceva ce nu are nimeni. Mesajul de sănătate nu îl are nimeni. Ah. Ar trebui să deschidem ușile bisericii. Lăsați-o de la balcon, da, plecați de la balcon, că vin, merge acolo. Ar vrea să iasă pe acolo, dar închizi geamul. Eu zic să lăsăm pasărea, să e bine venit aici cu noi, Dumnezeu iubește păsările și mă bucur că avem și păsări în biserică. Haideți să continuăm mai departe. Și atunci am înțeles că noi avem un mesaj care nu-l are nimeni. Și avem responsabilitatea și datoria să-l transmitem. Dar pentru a-l transmite trebuie să l cunoaștem. Din păcate, așa cum am spus mai devreme, a, scos, a, a fost foarte marginalizat acest mesaj de sănătate din mai multe cauze. Una dintre cauze a fost fanatismul. Ce înseamnă a fi fanatic? înseamnă a accentua în mod obsesiv o singură idee. Maxim două. Și s-a vorbit foarte mult, de exemplu, în biserică doar despre omega 3, sau s-a vorbit foarte mult doar despre alimentația vegetariană. Sunt unii care au vorbit doar despre brocoli, de exemplu. Și, când venea fratele la Amvon să vorbească despre sănătate, întreaga biserică se pregătea să audă o predică despre omega-3 sau brocoli. Și atunci a ajuns deja să fie luat în derizoriu, să se râde, la știm noi pe fanatici ăștia cu mesajul de sănătate. Asta nu-i pentru noi. Și în modul acesta satan a reușit să intre în biserică, să diminueze importanța și puterea mesajului adventist de sănătate. Și de aceea nu, nu s-a mai, uh, s-a mai folosit. Apoi, pentru că mesajul adventist de sănătate a fost folosit ca o dovadă a spiritualității. Frate, eu nu, eu fac mișcare, sunt mai sfânt decât tine care nu faci. Eu sunt vegetarian. Tu nu ești. Sunt vegetarianii mântuiți de aia că sunt vegetariani? Vreau să vă spun, dacă avem pe cineva în afara bisericii care este vegan sau vegetarian, prin faptul că este vegetarian va fi mântuit? Vegetarianismul mântuiește sau nu? Nu. Este bine și este recomandat să fim vegetariani? Da, trebuie să avem o dietă vegetariană, pentru că a fi vegetarian înseamnă că se reduce riscul de cancer, riscul de ateroscleroză. Vegetarianii trăiesc mai mult, dar nu este un principiu de mântuire. Nu ne judecăm unii pe alții după acest lucru. Critica. O altă metodologie inadecvată de, de promovarea mesajului de sănătate. Fără să creeze cadrul potrivit în biserică, vedem în biserică mai multe persoane care sunt supraponderali sau obezi. Și vine medicul și spune, fraților, foarte grași sunteți în biserica asta. Nu faceți mișcare, mâncați prea mult fără temperanță, nu știți ce spune Spiritul Profetic și este folosit ca un biș cu care era lovită biserica. Și toată biserica se simțea rău, știau că au greșit, plecau capul, dar mergeau acasă, la fel trăiau, pentru că, de ce, nu era creat în biserică cadrul necesar, făcute un nutriționist să vină, vreau să vă ajut, uite, v-am făcut pentru fiecare zi un meniu, dacă vreți, stau cu voi, vi-l personalizez și sunt lângă voi, până când toată biserica aceasta arată bine. Nu s-a întâmplat așa ceva. Sau sunt profesor de sport. Fac o grupă în fiecare zi la ora 6 jumătate, ne întâlnim în parc, fugim. Pentru toată lumea facem mișcare și pentru cei mai în vârstă și pentru cei mai... Nu, ne întâlnim la sport când facem fotbal și vedem cine e cel mai tare. Dar asta nu e sportul pe care vrea Dumnezeu. Adică e bine să jucăm fotbal, dar nu cu spiritul, cu anumit spiritul cu care se joacă fotbalul câteodată în biserică. Bun. Deci cam aceasta am vrut să spun. Apoi, generalizarea excepției ca regulă pentru toată lumea, am vorbit deja despre lucrul acesta, și uh, premisa de la care s-a uh, pornit că cunoașterea transformă este o premisă falsă. Chiar dacă, așa cum ați, am spus în studiul anterior, Biserica știe despre reforma sănătății, știe în mare ce trebuie să facă, dar faptul că știi nu înseamnă că faci. Este o mare diferență între a ști și între a face. Nu este important să știm, este foarte important. Și pe unde merg spun că în biserică trebuie să se vorbească mai mult despre sănătate, membrii să fie implicați activ în, în programele de sănătate, să se pregătească și ei să caute, să întrebe pe cel care este în față. Să meargă împreună, să spună altora despre sănătate. Biserica trebuie să fie înceapă să fie educată în ceea ce privește sănătatea. Care este metodologia adecvată de promovarea mesajului de sănătate? În primul rând, prin educație de mici. La școala de sabat ar trebui să fie câte un timp în care copiii să fie învățați principii de sănătoase, adecvate de sănătate. Programe cu copiii, părinții și copiii să învețe să gătească sănătos. Cred că pentru a trăi sănătos cheia este la copii. Dacă ei sunt învățați de mici. Cum și ce înseamnă să trăiești sănătos, sigur vor vom transmite mai departe generației următoare niște valori foarte importante și trebuie gândite programe în acest sens. Apoi, experiența. Dacă uh, noi am început și am făcut o schimbare în viața noastră, putem să venim aici în față și să spunem, uite, eu mâncam atât de nesănătos, mâncam atât de gras, eram tot timpul obosit, eram tot timpul nervos, dar uite, am eliminat zahărul pentru câteva săptămâni și mă simt mai bine, am mai multă energie. Nu mai mănânc carne, nu mai am crize de colecist, nu mai vine să Văd. Am mai... Este o experiență deosebită pentru mine. Fac mai multă mișcare. Și atunci când cineva vine în față și te stimulează și ne ajută, atunci avem și noi curajul să începem. Și experiențele acestea contează foarte mult. Și așa cum v-am spus, contextualizarea, nu există patului procus și încercăm să punem pe toată lumea acolo, să îi înghesuim ca să încapă în mesajul adventist de sănătate, ci Dumnezeu înțelege că fiecare om este diferit și trebuie să respecte mesajul adventist de sănătate și să-l accepte. Nu este un scop în sine mesajul adventist de sănătate, este un mijloc de a ajunge la abilitarea fizică, mentală și spirituală pentru a face față provocărilor din viața de zi cu zi și pentru a te pregăti pentru viitor. Noi nu trăim ca să fim sănătoși. Noi trăim ca să-l preaslăvim pe Dumnezeu prin, prin corpurile noastre. Printre darurile cu care Dumnezeu înzestrează Biserica este cel al vindecării. Și așa cum v-am spus, Dumnezeu dorește să transmitem celor din jurul nostru vindecare. Și aș vrea să terminăm cu acest mesaj de final în care Dumnezeu ne dorește să, să ne ofere vindecare și să ne ajute. Este momentul. În care să transmitem sănătatea, să învățăm despre sănătate și, mai mult decât atât, să ne spunem sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi, cu toți care sunteți în Hristos Isus. Amin. Da, dacă sunt întrebări, și îmi pare rău că am ținut mai mult decât am promis că țin. Deci, în ceea ce privește Organizația Mondială a Sănătății, și ne ofer, nu ne referim numai la Organizație Mondială a Sănătății, ne referim la știința în general. Și știința are anumite uh, ramuri ale ei în care lucrurile sunt dovedite, nu presupuneri, nu supoziții. Dumnezeul a arătat oamenilor de știință că așa funcționează corpul uman, dacă iei un anumit tratament pentru hipertensiune, și ești hipertensiv, aceasta îți va scădea, Trebuie să respectăm aceste reguli, este foarte important, pentru că sunt lăsate acolo de Dumnezeu. Și este o ramură a științei care se bazează pe presupuneri. Ni se pare că presupunem că și acolo trebuie să facem, să vedem dacă există o corelație sau dacă există un conflict între ceea ce ne învață Biblia și ceea ce ne învață știința. Știința ne învață acum că nu este bine să consumăm carnea de porc. Carnea de porc este deonătoare, determinată rozcleroză, foarte multe patologii cancerigene și așa mai departe. Dar de-abia astăzi, știința nu ne spune nimic despre crustacee, de exemplu. Dar asta înseamnă că noi trebuie să consumăm crustacee? Nu. Acolo este momentul în care trebuie să-l credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Știința are o limită și din păcate, pentru om, Dumnezeu este mult mai inteligent decât omul și înțelege lucruri pe care omul nu le înțelege și noi trebuie să acceptăm lucrul acesta și să-l credem, să-l credem pe Dumnezeu. Deci Biblia și Dumnezeul Bibliei este mai presus de știință și, da mama, spiritul profetită. că am făcut un studiu și alimentul acesta este foarte bun. Se poartă acum imunitatea. Toate produsele se vând pentru că au în ele. stimulează imunitatea. Trebuie să ne, să rămânem la Cuvântul Spiritului Profetic și la, la Biblie. Vreau să vă spun despre faptul că. Crustaceele, pentru că vine Ana Maria și spune, s-au făcut studii și s-a văzut că au ne, uh, uh, niște substanțe neurotoxice crustaceele. Dar aceste studii repede s-au dat la o parte pentru că este un comerț extraordinar deci nu ne putem orienta după ceea ce informațiile care se vehiculează pe piață ci să rămânem la Biblie și la spiritul profetic care este neschimbat de la început și până acum și nu vom greși. Noi nu știm de ce, de exemplu eu nu știu iepurele de ce nu este bun, dar știu că Dumnezeu a spus Asta este foarte important. Ceea ce ne-a spus Dumnezeu, aceea să facem și Dumnezeu ne va binecuvânta și aceea trebuie să spunem și altora. Așa este. Și, de exemplu, în 1923, Asociația de Nutriție Diabet și Bol metabolice din Statele Unite ale Americii asta a conceput piramida aceea a sănătății. Și la baza piramidei cirea era carnea, grăsimea, untul. Deși Spiritul Profetic în 1800 și ceva ne-a spus că trebuie să avem o alimentație preponderent vegetariană. Pe măsură ce știința a învățat anumite lucruri, ce statuează acum toată lumea? Mai pune cineva la baza acelei piramide și acum este, de fapt, farfuria? Nu. Ci la baza piramidei se, a, piramidei se află vegetalele, fructele, legumele, cerealele. Da. Mai este acolo Știu, întrebare, Am mai înțeles zi. că Dumnezeu lucrează, lucrează cu lege și prin știință, deci știința este din Dumnezeu. Însă. Trebuie să avem un pic grijă, nu știința validează revelația, ci revelația validează știința. Și mă bucur de ceea ce ați spus. Mulțumesc frumos! Dar ceea ce lipsește, cred că acum, în biserică, este o încredere a fraților din biserică în medici Noștri și încet, încet ne veți cunoaște. Doresc să promovăm medicii din biserică. Pentru a-i cunoaște suntem mulți. Acum pregătim un congres cu o echipă mare de profesori universitari, dar sunt aproximativ 700 de medici uh, în biserica noastră, care, uh, pentru că până acum nu au, au fost atât de mult promovați nici în media, nici prin alte programe, nu sunt cunoscuți și nu există o autoritate în ceea ce privește sănătatea în biserică și. Foarte mulți frați care se trezesc într-o dimineață și am visat că Dumnezeu mi-a descoperit că nu trebuie să consumăm nu știu ce, sunt foarte popularizați și pe grupurile de WhatsApp ne intră tot felul de mesaje că nu trebuie să consumăm nu știu ce fel de pește sau că trebuie să avem grijă cu iodul și așa mai departe. Și toată lumea din biserică se pricepe la medicină. Deci aș vrea să facem diferența între mesajul adventist de sănătate și a acorda tratamente fraților din biserică dacă nu avem facultatea de medicină terminată. Pentru că este foarte periculos și putem chiar să ajungem să omorâm pe frații pe uh, noștri. Vreau să vă întreb un pic, <laughs> să ne explicați un pic, carne curată și ouăle, totuși este bine să mâncăm? Ce ne spune Dumnezeu în Biblie? Dumnezeu ne-a spus, carnea curată se poate mânca și ouăle de asemenea. Ce ne spune Dumnezeu prin Spiritul Profetic? Aveți grijă, la sfârșitul lumii carnea este contaminată și vă face foarte mult rău și nu puteți să o mâncați. Și uh, lucrul acesta este dovedit acum de știință, puiul din magazin nu mai este pui că este injectat cu tot felul de substanțe, medicamente, chimicale. Uh, și din porc se diluează ceva și se injectează în puiul acela ca să crească mai repede și să. Deci nu mai este o carne curată, este o carne care ne face rău. Dar dacă aveți la țară. Eu știu un pui și îl creșteți în natură și nu aveți o alimentație vegetariană, deși asta nu păcătuiți dacă mâncați puiul respectiv. Nu este păcat, trebuie să înțelegem că nu este păcat. Dar este, este recomandat, este bine să mâncăm vegetarian pentru că vom trăi mai mult, nu ne vom îmbolnăvi. Dar asta zic, nu faceți pricină de păcat sau ai mâncat frate, ai păcătuit din, din mâncarea respectivă. Nu. Deci aș vrea să se înțeleagă lucrul acesta. S-a transmis foarte multă vreme Biserică, este păcat să mănânci o carne pe care Dumnezeu a zis că nu este păcat să o mănânci. Nu este păcat, nu pot să zic că este păcat dacă Dumnezeu, dar că Biserica recomandă și este de dorit și ar trebui tot să avem un stil de viață vegetarian, lucrul acesta este cu totul și cu totul altă poveste. Dar atât de mult ni s-a spus că ne este greu să înțelegem că nu, nu, păcătuim când facem. Trebuie să fie o alegere da, personală. Eu aleg să trăiesc sănătos, că așa mi-a spus Dumnezeu prin spiritul profetic. Da. O mică completare, dacă îmi permiteți. Da. Ați spus la un moment dat că noi nu trăim ca să, să fim sănătoși. Trăim ca să-L slujim pe Dumnezeu. Noi trăim să fim sănătoși ca să putem să-l slujim în mod deplin pe Dumnezeu. Exact. Poate o completare, nu știu dacă o zis așa, dar pare că a fost. Așa, chiar așa a spus și chiar așa s-a înțeles ruptură, și bucur. mă bucur. Rog, pentru că noi câteodată, și vreau un pic să accentuez, forțăm câteodată termenii, în ce sens? Când spunem la Apocalipsa 14 cu 12, aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, dar și în Isus. Noi forțăm credința lui Isus ca și cum ar fi o ruptură între Isus și ceea ce era el ca persoană. Îmi cer scuze, deci de aceea am avut pentru că însă și Isus spune: „Credeți în Dumnezeu și credeți în mine”. Deci în, în contextul, în mare context al, al Bibliei se regăsește și acest, și noi forțăm termenul credința lui Isus, dar și în Isus ca persoană. Mulțumim. Vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Mai este acolo o întrebare și apoi fratele să... Uh, în pâinea ambalată scrie aciși grași, saturați și nesaturați. Ce ar însemna treaba asta? Este foarte nesănătoasă pâinea aceasta ambalată, care are foarte multe euri și uh, chiar spiritul profetic spune că pâinea albă nu este sănătoasă. Ea, foarte mult timp până este digerată, stă foarte mult în colon, provoacă inflamație la acel nivel. Ideal ar fi să găsim un loc, o brutărie unde se um, se produce pâine sănătoasă, și cel mai bine ar fi să ne facem pâine acasă. Știu că acum gospodinele s-au modernizat, nu mai au timp, dar totodată avem și posibilitatea să achiziționăm un aparat de pâine care să ne. Um, amestece aluatul și să facem pâine acasă. Cea mai bună și cea mai sănătoasă pâine este pâinea făcută acasă și pâinea care nu este făcută din, doar din făină albă. Dar și aici este o altă problemă. Sunt foarte mulți oameni care, sunt anumiți oameni care nu uh, pot să mănânce pâine, de exemplu, din uh, făină integrală sau pâine neagră. Li se face rău și oamenii aceia mănâncă pâine albă, dar și aceea trebuie, pâine din făină albă, dar trebuie gătită acasă într-un mod sănătos, fără aditivi, fără... Con... De nu ia foarte mult timp să faci pâine acasă și este o pâine gustoasă și bună. Da. Am înțeles. O întrebare dacă cu privire la lactate știința zice că laptele conține caseină sora White nu spune așa ceva adică dacă puteți să explicați da, deci sora White nu s-a apucat să uh, explice structura moleculară a alimentelor pe care noi le mâncăm ea s-a legat de principii generale deci nu, nu s-a legat de structura moleculară a diverselor alimente. Și vorbește despre lapte și consumul de ouă, consumul de brânză, de asemenea, că ar fi bine toate acestea să le consumăm într-o cantitate mai mică. Laptele, de exemplu, care se află acum în magazin, nu se poate numi lapte de vacă. Este un produs care conține lapte. Nu este un produs sănătos și nu este recomandat încă trăim în România, unde există posibilitatea să luăm laptele de la, direct de la vacă, cum s ar veni, de la țărani. Fiecare dintre noi poate găsi pe cineva care să îi livreze laptele acasă. Nu mai cumpărați laptele din magazin, nu este sănătos. Da. Dar există alergii la uh, proteinele din lapte. Așa atunci este. nu consumăm laptele. Aș vrea fraților să nu ne uh, uh, blocăm pe niște alimente sau trebuie să ne formăm o alimentație după principii. Și după, în rest, ne adaptăm la câți bani avem, nu putem să spunem oamenilor, mâncați de la magazinul bio, dacă oamenii nu au bani. Trebuie să respectăm doar principiile lui Dumnezeu și apoi să ne să mâncăm ce avem. Și Dar trebuie un pic de efort din și, partea și noastră, pentru că ne este mai ușor să cumpărăm laptele din magazin decât să găsim pe cineva care să ne aducă lapte. Ne este mai ușor să cumpărăm produse de la supermarket mere, fără niciun gust, decât într-adevăr să mergem, să ne găsim pe cineva care le vom cumpăra și mai ieftin, vor fi și mai bune și ne putem face uh, depozite cu aceste. În România, încă se poate, suntem binecuvântați cu acest lucru, și totuși, cât nu. adică suntem atât, nu profităm de ceea ce avem. Pentru cei care urmăresc prezentarea înregistrată, ce oferă Departamentul de Sănătate ca suport pentru biserici, pentru conducătorii bisericii, pentru comitetele bisericilor? În cadrul Departamentului de Sănătate, acum, avem acum câteva proiecte în desfășurare. Dorim să facem aceste evenimente din grijă pentru tine, în care să evaluăm sănătatea oamenilor din jurul nostru, dar ne interesează și sănătatea bisericii. Avem proiectul Renun și Câștigi. Este o campanie antifumat prin care putem ajuta, în primul rând, oamenii în afara bisericii, dar și biserica noastră se confruntă cu mari probleme atunci când vine vorba de copii și adolescenți, pentru că există o presiune foarte mare de grup. Acum sunt țigările acestea cu vapor și sunt niște țigări, tot așa, vaping, dar fără nicotină, extrem de periculoase, care reprezintă o tentație foarte mare pentru tinerii din biserica noastră și mulți părinți au venit și mi-au spus Ana Maria, mă bucur că ai început acest proiect în primul rând pentru copilul meu. Avea nevoie să audă lucrul acesta și putem să promovăm proiectul Renunț și Câștigi în, și în biserica noastră și prin departamentul de tineret, dar pentru aceasta va trebui să am o discuție cu, cu cei care se ocupă la acest lucru. Dar la nivel național este deja în desfășurare, a început înscrierea la campania Renunț și Câștigi este tot acum în fază de proiect o campanie pentru copii se numește Pe locuri fiți gata, start sănătate, dorim să provocăm copiii din biserică și din afara ei să trăiască sănătos vor fi tot așa patru săptămâni de, săn de, pro de promovare și de provocare pentru sănătate copiii vor învăța să, în prima săptămână să își facă singur farfuria, micul dejun prânzul și cina um, pentru a trăi sănătos. A doua săptămână, împreună cu Vasile Vlașin de la Părinții Salvatori, încercăm să învățăm și pe copii și pe părinți ca să acorde primul ajutor în caz de înnec, în caz de electrocutare, în caz de stop cardiac. A treia săptămână am gândit-o pentru igienă dentară și a patra săptămână pentru exercițiu și mișcare și dorim să facem atât la biserică cât în, în școli mișcare cu copii, o cel puțin de mișcare, pentru că sunt foarte mulți părinți care nu-și permit să-și dea, să copiii la tenis sau la nou sau la mai știu eu ce și vrem să încurajăm și să creăm un cadru necesar pentru lucrul acesta. De asemenea, în, 14 mai, 14-21 mai este săptămâna sănătății. Anul trecut am trimis foarte multe materiale video, nu știu dacă au fost vizionate în biserică sau nu, Explica funcția creierului, a inimii, a urechii, cum să facem să le păstrăm în viață, dacă nu au fost sănătate, dacă nu au fost primite și prezentate în biserică, voi încărca încă o dată într-un iCloud pentru săptămâna aceasta sănătății și toți pastorii vor putea să le descarce, vor avea un program pentru două sabate de la cântarea de început de vineri seara până la cântarea de sfârșit de sâmbătă seara și este doar o structură de program, ei se va putea construi pe programul acesta dar toată lumea va din țară, toate bisericile prin intermediul pastorilor și coordonatorului departamentelor de sănătate vor beneficia de programul acesta pentru sănătate. Este de asemenea Congresul Medicilor Adventiști care va avea loc în octombrie și ceea ce se mai întâmplă acum este mesajul pe care îl transmit în toate bisericile în care merg, aceea de a se organiza la nivel local. Adică, dacă există o asistentă sau un medic în localitatea respectivă, acea asistentă sau medic cunoaște cel mai bine problemele comunității. Și dacă gândește un proiect din cele amintite, creează cadrul respectiv pentru a ajuta biserica. Încurajăm biserica să facă lucrul acesta. Dacă este o echipă de medici în zonă, dumneavoastră aveți iașul foarte aproape, de exemplu, dar și aici, în Bacău, sunt uh, medici, se pot face echipe de medici, care uh, este un alt proiect pe care l-am încurajat a se desfășura la nivelul conferințelor: să se facă echipe de medici și să meargă în bisericile din. Uh, conferință și să învețe biserica. și fac un program, își fac o structură și merg din loc în loc și învață biserica, creează programe, creează structuri și sunt, sunt aproape de biserică. Și, și medicii se simt bine că nu stau toți aglomerați într-o biserică și le vine rând odată la trei luni, ci în fiecare sabat ei pot să educe biseric -o, o biserică din de învățătură și lucrul acesta ar fi foarte bine să se întâmple. Cam astea sunt câteva din programele desfășurate. Mulțumesc! Este ultima întrebare și apoi... Vreau să întreb ceva, eu dimineața consum fructe și cineva mi-a spus că am la o oră să mănânc mâncare. E bun așa, ori nu e bun așa. Asta nu întreb. Am învățat foarte multe despre consumul de fructe atunci când uh, mea s-a îmbolnăvit de diabet. Și sunt foarte multe studii care arată faptul că dacă noi, noi consumăm fructe înainte să mâncăm, valoarea glicemiei crește foarte mult, repede. Fructele au zahăr, au fructoză și zaharoză. Și zahărul acela crește așa valoarea glicemiei. Se secretă foarte multă insulină de pancreas și apoi ne scade foarte tare glicemia și noi dacă mâncăm fructe la oră, după ce am mânc, adică dacă mâncăm mâncare la oră după ce am mâncat fructe, vom consuma mult mai multă mâncare pentru că este senzația aceasta, nu știu dacă -a fost, ați fost vreodată în hipoglicemie, senzație puternică de foame și mănânci mai mult decât îți trebuie. Și am observat aceasta la seforă. Seforii dacă îi dau, dacă ea apucă și fără să sunt prea obosită și n-am puterea să-i spun nu mănânci zmeură înainte de mâncare și place așa de mult să mănânce, deci știe că nu-i voie și parcă înainte de mâncare ar vrea să, mi se duce glicemia nu mai pot să o controlez dacă ea mănâncă, începem cu începem cu o salată de exemplu și apoi carbohidrații și proteinele și la sfârșit fructele minunat. Stă glicemia unde trebuie și stă multă vreme. Adică nu mâncați mai mult, nu vi se face foame, nu crește hiperglicemia. Și asta vă spun pentru că am văzut-o pe grafic cu ochii mei și studiile confirmă lucrul acesta. Și sfatul meu este să faceți așa, să mâncați fructele după, la sfârșit, după ce ați mâncat și să începeți întotdeauna cu o salată, masa.